Frumoasa fostă prezentatoare a ales în urmă cu mai mulți ani să părăsească plaiurile mioritice și să plece în India. Și-a ascultat inima și a lăsat România în urmă, iar Salman Khan a primit-o cu brațele deschise. În ultimii ani, mulți răutăcioși au speculat despărțirea vedetei de actorul indian. Acum, Iulia spulberă zvonurile despărțirii de bărbatul cu care formează un cuplu de foarte mult timp. Ce a făcut public acum a luat prin surprindere pe toată lumea cu această apariție. Iulia distruge rumoarea care s-a produs în ultima perioadă pe seama separării de Salman. Vedeta a postat pe internet un clip de pe platourile de filmare ale peliculei, în care urmează să apară renumitul actor. Îndrăgita cântăreață dă de înțeles că legătura de iubire este una solidă și puternică și se desfășoară în continuare fără niciun fel de problemă. Aceasta își susține partenerul de viață în tot ce face în plan profesional. Fosta moderatoare a stat în spatele scenelor de înregistrat. Încă o dovadă în plus că este alături de actor necondiționat, e uh, în plus. Fosta iubită a lui Marius Moga este recunoscătoare pentru tot ce trăiește în India. Uh, sunt live, sunt în viață, spune Iulia într-o filmare de pe platourile de filmare. Din păcate, iubitul vedetei Salman nu apare în clip pentru că Iulia este foarte discretă din acest punct de vedere. Aceasta a fost invitată în urmă cu ceva vreme într-o emisiune, unde a venit cu detalii despre viața din India. Locuiește de mai bine de 10 ani în străinătate și a ajuns să își facă un nume important în muzică. Eu am încercat să rămân cât mai în umbră, nu am vrut expunere, pentru că eram conștientă că motivul pentru care sunt acolo este viața mea personală. Era momentul în care decisesem că viața mea personală ocupă primul loc. Nu aveam o identitate, iar pentru mine, acea fată care de la vârsta de 16 ani era în centrul atenției, eu am fost model, am intrat în televiziune, inclusiv în centrul meu de prieteni, eu eram artista. Oamenii habar nu aveau cine sunt, nu știau trecutul meu profesional, nu știau nimic de mine. Pentru ei eram o simplă fată care voia să fure juvaierul națiunii. Iulia s-a născut în Iași. Este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România, dar și model, actriță și cântăreață. Vedeta este pasionată de muzică, actorie, dans, călătorii, sport, yoga, meditație, psihologie și dezvoltare personală. Aceasta a cochetat cu lumea modei încă din adolescență, apoi a devenit instructor de modele în Iași, Botoșani și Suceava. Ca manechin a participat la festivalurile naționale de modă, unde a câștigat premii pentru cel mai bun manechin, model. A fost prezentatoare de știri, coprezentator pentru o emisiune de tip concurs și a primit mai multe premii pentru activitatea sa în televiziune. De-a lungul timpului a jucat în piese de teatru și a avut și roluri în filme.